Mai mult ca sigur că nu o să vă vină să credeți, dar în România anului 2015, cel mai mare salariu înregistrat în evidențele Inspecției Muncii este pentru o poziție de secretară dactilografă, cu activitate într-un sindicat al salariaților, iar suma încasată lunar este de 186.000 de lei brut, sau 41.540 de euro. Ne pare rău, dar nu vă putem furniza informații mai multe cu privire la doamna dactilografă din sindicat, nici vârsta, nici studiile, nici mai ales cum arată. Cu regret, mergem mai departe. Pe locul al doilea se clasează un director de program care lucrează în consultanță pentru afaceri și management și este remunerat lunar cu suma de 176.716 lei brut sau 39.466 de euro. În top 3 al celor mai mari salarii se încadrează și un director general de societate comercială, care încasează 175.000 de lei brut, respectiv 39.083 de euro pe lună, lucrând în comerț cu amănuntul produse alimentare, băuturi și tutun. În continuarea clasamentului se află salariul încasat de un fotbalist profesionist, în valoare de 170.000 de lei brut, sau 38.000 de euro. În ordinea remunerațiilor de top din România, pe locul al 5-lea se poziționează un reprezentant comercial din sectorul fabricării produselor din carne, acesta încasând lunar 169.085 de lei brut sau 37.762 de euro. Conform datelor oficiale, în prezent în România sunt active peste 6 milioane de contracte de muncă, dintre care 5,5 milioane sunt contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, iar 530.000 pe perioadă determinată. Statisticile mai arată că în același timp avem și peste 1,5 milioane de români care lucrează la negru.